Eu la școala muzicală de la început a fost vin 2 zile pe săptămână, adică luni și joi. De la Bașcălei până la Basarabeasca, dacă mă greșesc, 25-27 de kilometri, sunt mai puțin de jumătate de oră de mers. Eu învăț și la școala muzicală în Basarabeasca, însă învăț și la școala la Comrat. Este că eu aproape n-am deloc timp să-l pierd în zadar, dar îl folosesc tot cu folos, de asta eu sunt mândru de mine și mândru de părinții care au impus acest program și îl susțin și mereu ne susțin și pe noi dacă ne simțim obosiți. Muzica pentru mine e ca o metodă de a vărsa sufletul afară. Să te întâlnești cu un prieten și să vorbești, adeseori nu-ți primești să spui ceea ce simți tu, însă prin modul muzicii tu poți să-ți alegi cântările care îți plac ție, mai vesele, mai triste și în dependență de cum te simți tu înăuntru, tu poți să le redai afară aceste emoții cu ajutorul muzicii. Давид пришел сюда очень маленьким мальчишкой. Он едва доходил до угла стола. С первых шагов у него все было очень прекрасно. Он экзамены сдавал на десятки. Ему все это так нравилось, пока произведения были маленькими. Уже когда начались трудности, он всегда говорит: «Отпустите меня, пожалуйста, домой. А ой, у меня так сильно болит голова». И у нас начинаются звонки друзьям, родителям, звонок другу. Родители помогают, конечно. И на следующий урок Давид приходит шелковым. И ему музыка нравится, особенно как сегодня классика. Музыка классика, ла пиан. Пиану дирижазе. Ел около и инструменту, который кынта, и ел алца ла компаниазе. Мереу им плаче с фиу приму, с фиу база, но адаус. Prima în școala muzicală a fost sora mea mai mare, Daniela. Ea a fost adusă aici de părinți cu speranța că să cântăm la adunare, dar și la înălătnare este un pian și când cântă sala, noi acompaniem cu pianul. Eu cântam foarte mult la pian și exersam și a vrut și el să intre în acest domeniu și să studieze. Inițial, când am venit la școala muzicală, lui se dădea foarte ușor. Dacă eu trebuia să repet câte un ceas întreg, el în 15 minute putea să învețe o piesă, să primească două zi 10. Părinții mei de la început au spus că eu voi fi pianist și trebuie să fiu pianist. Părerile lor nu s-au schimbat și până în prezent, când spunem că nu vrem la muzică, ei spun că tu o să te duci la muzică, tu o să termini muzica. La început spune că tu ești încă mititel, nu o să înțelegi, însă când o să crești mare, o să înțelegi ce folos o să aduc aceasta în viață. Acum am crescut puțin, însă tot nu înțeleg ce folos o să-mi aduc în viață, însă părinții deja au schimbat strategia și spun că hai că mai ai 2 ani și termini.